Astra și Steaua nu sunt adversare numai pe teren, ci și la nivel declarativ. Atacurile verbale au loc cel mai des între antrenorii celor două formațiuni, așa cum s-a întâmplat și în aceste zile în care antrenorul secund al Stelei, Nicolae Dică, l-a atacat dur pe antrenorul Astrei și Mudică. Antrenorul Astrei mereu vorbește despre noi. Zilele trecute, el a recunoscut că e prost și foarte bine că a recunoscut acest lucru. Cred că ar trebui să fim lăsați să antrenăm chiar dacă suntem tineri. Nu pot să stau de vorbă cu Șumudică pentru că e o diferență mare între mine și el. Dar dacă antrenează de 15 ani, el nu are niciun trofeu. Îl respect pentru vârsta pe care o are. Eu nu sunt asteaua pentru bani, ci pentru că îmi place această meserie de antrenor, a declarat Dică pentru Dolce Sport. Replica lui șumudică a venit imediat într-un atac dur către Dică, imediat după meciul stelei cu voluntari. Vreau să-i spun lui Dică să racul e 50% din Șumudică și după nume. E Șumu și Dică. Nu vreau să-l jignesc sincer, nici n-am vrut să-i răspund. Anul trecut, Steaua a luat cu marele ajutor al astrei titlul. El nu era luat de gâlcă în deplasări. Mihai Stoica m-a rugat să nu-i mai spun FCSB, dar nu pot să-i spun altfel. Pe el îl respect, pe Argăseală la fel. Dar cu Dică, ce să mă cert? Rădoi este un băiat inteligent, dar acest Dică este sâsâit săracul. Nu ați văzut ce iese prin strungăreață? a zis Marius Șumudică la Dolce. Astfel de atacuri vor continua cu siguranță în perioada următoare, având în vedere diferența mică dintre Astra și Steaua în clasamentul Ligii 1. De altfel, în etapa cu numărul 13, Astra va întâlni în deplasare Dinamo București, iar Steaua pe CSM Iași, partide ce va avea loc pe stadionul Emil Alexandrescu din Iași.